Cezarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Mașina de scris pe care tata a bătut la mașină aproape toate lucrările lui, tot ce nu a scris de mână, a scris pe această mașină, cel puțin din 69 până la dispariția lui. Reprezintă, într-un fel, muzica copilăriei mele, pentru că petreceam timpul în camera mea cu sora mea și auzeam întotdeauna în fundal pe tata bătând la mașină. În vara anului 1999 am făcut aceste fotografii în mai multe reprize. A fost ca un joc, ca o joacă mai degrabă. Se lăsa fotografiat de multe ori propunând chiar locurile de fotografiere. Pentru că ne-am plimbat în zonele, nu știu cum să le spun, emblematicele a orașului, pe cetățuie sau la zidul vechi al orașului sau pe malul Someșului, așa cum se vede într-una din fotografii. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, încheiem anul 1978 cu noi și mari realizări în opera de construcție socialistă. Arzătoarea aspirațiilor. Vă urez tuturor, dragi compatrioți, succese tot mai mari în întreaga activitate consacrată propășirii patriei, împlinirea tuturor dorințelor și aspirațiilor de mai bine, multă sănătate și fericire. Din adâncul inimii vă adresez tradiționala urare la mulți ani. Profesorul Mircea Zaciu avea două pasiuni, aș putea să spun. Viața universitară, deci calitatea sa de profesor de literatura română și cea a vieții literare imediate, deci a vieții literare contemporane. Se împărțea între aceste două, într-un fel destul de egal, ba mai mult îmi spusese într-o zi cu un aer de confesiune, să spunem, că de fapt am iubit și iubesc foarte mult viața literară, poate chiar mai mult,
decât viața universitară. El, de fapt, era cel care încerca să găsească soluții la tensiunile acelor ani, pe urmă soluții într-un deceniu foarte agitat, foarte întunecat, deceniul satanic, îi spune în jurnal. Se știe că în acest sfârșit de deceniu al VII-lea, lumea scriitoricească se polarizase, se împărțiseră scriitorii în tabere și acest fenomen, această ruptură a avut loc, cum iarăși bine se știe, din cauza unor agresiuni, să le spunem așa, ale scriitorilor care pozau în mari comuniști și aderenți ai politicii partidului și nu ezitau să se înfățișeze ca un fel de nucleu al unei Uniunii Scriitorilor Comuniști. El își nota toate ședințele de consiliu, toate înfruntările de acolo, toate cedările și toate actele de curaj. Octavian Palermo, care are câteva intervenții extraordinare, Dorin Tudoran. Erau voci adesea foarte curajoase, care se ridicau atunci împotriva unor excese dogmatice ale momentului politic, ce se anunța din ce în ce mai strict. Și atunci apăreau scriitori ca Geo Bogza, ca Ileana Mălăncioiu, Jebeleanu și alții, care spuneau aproape lucrurilor pe nume, iar profesorul Zaciu a fost, spre cinstea lui, printre cei care se exprimau întotdeauna foarte tăios la adresa acestei politici, dacă vreți, și a politicii culturale, sigur în termenii, repet, care trebuiau cât de cât voalați, dar mai ales a acestui grup de scriitori care erau purtătorii de cuvânt ai dogmatismului politic în materie de cultură. Scriitorimea era divizată, pe de o parte, între revista Luceafăr cu orientare protocolonistă, respectiv Eugen Barbu și ceilalți, și în cealaltă parte, europenizată, deschisă spre valorile Occidentului, care se concentra în jurul României literare. Sigur că grupul clujan, pe care cumva îl patrona, să spunem, spiritual, literar, Mircea Zaciu, era de partea României literare. Revista Steaua a avut și ea o poziție pro-europeană. Profesorul Zaciu a participat în presă, cum se știe, la această polemică, i s-a răspuns cu destulă vehemență, vocile nu lipseau care să atace în acel moment și se știe cum Săptămâna, în primul rând Săptămâna, dar și alte reviste care depindeau de acest grup, au fost printre cele mai vehemente, pe o linie de altfel care era cunoscută, pentru că și Săptămâna și nu știu dacă nu Flacăra, în acel moment, se situau în de partea celor care slujeau regimul la modul cel mai penibil cu putință, la modul cel mai lipsit de demnitate. Lumea e scârbită tocmai pentru faptul că cele mai murdare lucruri ni se trag de la confrați, nu numai de sus. Dar sunt totuși încurajate sau tolerate, cu un scop evident, tot de sus. Deosebirea, un scriitor interbelic putea să-și afirme personalitatea plenar. El are o biografie în care se află tot ce a reușit să exprime prin voința și forța sa. A scris operele pe care le voia, a editat și condus reviste, a format grupări, a avut un cenaclu sau a aderat la unul, etc. În etapa actuală, scriitorul nu are biografia pe care virtual ar fi putut să-și o construiască, fiindcă nu mai depinde doar de libera lui afirmare, cât de o sumedenie de factori externi, uneori total arbitrari. Lovinescu n-ar fi putut exista astăzi. La scurtă vreme, după ce am devenit student, am aflat că Mircea Zaciu, deși e student în anul 3, ține seminarii de literatură
contemporană. Și mi s-a spus că e deja o tradiție în învățământul superior, dacă cineva promite foarte mult, poate fi, putea fi încadrat și în ultimii ani de studenție. Mircea Zaciu era printre profesorii noștri importanți, reprezentativi, și am avut câțiva, era poate cel mai emblematic. Adică atunci când se vorbea de Facultatea de Litere, profesorul cu majusculă era el. Erau câțiva colegi eminenți în jur, fără discuție, dar profesorul era Zaciu. Tatăl meu mi-a amintit în mai multe rânduri de acest celebru dicton: verba volant, scripta manent. Și în felul acesta foarte greu am început să accept ideea de a publica. Pentru mine Mircea Zaciu a însemnat și continuă să însemne foarte mult. Am foarte multe scrisori de la el, mai ales în etapa în care eu am plecat la Berlin ca lector de limba română, prin care mă încuraja, în care la un moment dat îmi spunea: uită acel dicton și încearcă să scrii. În perioada în care a trăit, au fost foarte puține personalități care au reușit să creeze în jurul lor o școală. Era și o școală de istorie literară, de critică literară, pentru că a lansat cu o rapiditate extraordinară foarte mulți tineri, unii încă studenți. Este omul care m-a reținut la catedră, este omul care am avut raporturi familiale de cea mai bună și frumoasă calitate, este omul care mi-a urmărit întotdeauna și mi-a dat sfaturile cele mai bune legate de felul de a, cum să zic eu, de a aborda literatura. Realitatea e întotdeauna mai complicată decât schemele ideologice ce îi se aplică a posteriori, cu poate explicabilă sete de vindictă. Istoria sedimentează faptele, le limpezește contextul, salvează întotdeauna valorile. Seara, de obicei, în ultimii ani, eram un grup în care cel mai des eram la el acasă, alături de Ion Pop și de Marian Papahagi. Și cred că atunci am început noi să bănuim că ține jurnal, pentru că a negat vehement tot timpul faptul că ține jurnal. Citind Dimineața Poeților, a lui Simion, despre care vreau să scriu o cronică, nimeresc peste aceste versuri cu o rezonanță particulară după atâta amar de vreme. A lui Alecu Văcărescu, de pildă: ah, stăpânul meu, iată că mi se ia și călimara, fie-ți milă de mine. E simptomatic pentru reacția din totdeauna a scriitorului român în relația lui lamentabilă, la propriu, cu puterea. Iar a lui Eliade, cine știe, poate cumplit de premonitoriu, într-un noroi de flăcări, de tot desfigurați. Scotea un carnet lung cu foile care se dau una peste alta și începea să citească scurte notițe făcute în București. Dar nu erau numai rezumate de consilii ale unui scriitorilor, ci erau și notițe legate de întâlnirile bucureștene, de ultimele zvonuri, de obicei toate legate de speranța că ceva se schimbă în cultură. Și dacă ar fi să punctăm câteva momente, probabil că cel mai semnificativ ar fi cel din 81, odată cu conferința pe țară a scriitorilor. La întâlnirea aceea din 81 între mai mulți reprezentanți, Ileana Mălâncioiu, să spunem, Blandiana, alții care erau deci pe o poziție democrat-liberală, cât se putea atunci, Mircea Iorgulescu și alții, regretatul critic, Alexandru Papilian, Dinu Flămând, Doina Uricariu,
toți aceștia se coalizaseră, deci, împotriva aripii, să spunem, protocroniste, deci a Luceafărului și a revistei Săptămâna, care dezlățuia un atac destul de furibund la adresa valorilor literare. Nicolae Prelipceanu, iarăși bun vorbitor și tot de partea aceasta a României literare, și Marius Robescu, regretatul poet. Toți aceștia, deci, au încercat în cadrul alegerilor, în cadrul pertractărilor, să facă cumva ca să să se impună în Consiliul Uniunii Scriitorilor, după aceea în Comitetul Director, oameni deschiși la valoare, oameni de caracter, să spunem. Zaciu, sigur că a avut un rol coagulant foarte important în conciliabulele acestea din, de pe coridoare, să spunem, din săli. Ce era destul de tensionată și acolo atmosfera, că nu prea puteai să ieși și să intri când vrei în sală, trebuia să vină Ceaușescu, n-a mai venit, a trimis un mesaj. Sunt de față Dăscălescu, care dă citire mesajului, dar aplauzele sunt anemice. Popescu Dumnezeu, care acum este execrat de toți, fiindcă n-ajung la întâlnirea cu activul delegaților la conferință, a spus că e timpul să fie curățate grajdurile lui Augias de la Uniunea Scriitorilor. Țoiu, ca secretar al Asociației București, cea mai mare, s-a sculat și a cerut explicații. Avem simpatie, a spus el, pentru colegul DP, scriitor el însuși. Stimă pentru omul politic de răspundere, dar expresia folosită de dânsul ne îngrijorează. Ea se referă la o instituție care lucrează sub conducerea de stat și de partid. Și, ca atare, roagă pe Tov P să se explice ori să-și retragă cuvintele. Deșliu evocă un episod din copilăria lui din Mahalaua bucureșteană, când descoperise grajdurile lui Matac, proprietar vestit odinioară de cai de curse. Deșliu descrie cu lux de amănunte boxele cailor, modul cum erau îngrijiți și hrăniți, etc., ca să încheie. Ce n-am dat noi, scriitorii de azi, să ne bucurăm de îngrijirea pe care le-o dăduse Matac patrupedelor lui? Dar, zice în final, să dăm Pegasului ce al Pegasului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Aplaudat furtunos. În schimb, a fost un moment destul de dur, un duș rece, aș putea să spun, când Dăscălescu ne-a adunat pe membrii de partid, era membru de partid, nu ascund, și ne-a făcut un fel de lecție politică undeva lângă ce mă amintesc destul de vag. Totuși trebuie să alegeți așa cum vă cere maturitatea, deci niște fraze, sigur, dintr-o limbă de lemn bine cunoscută, la care Nicolae Manescu s-a împotrivit, a încercat să fie pus la punct, dar a rezistat. Ileana Mălânceu la fel, i s-a dat o replică foarte dură, mă amintesc, tu stai în banca ta, erau niște bănci acolo și ca pe o elevă foarte curajoasă a fost pusă cumva la punct. Aparent, pentru că voturile s-au îndreptat tot spre cei în care aveam noi încredere. Aici, la librăria Universității, în colț, era un loc de întâlnire în care rare ori puteai să treci pe la orele prânzului sau după amiază, să nu te întâlnești cu Mircea Zaciu și cu alții din acel, să zic, grup foarte larg. Foarte larg pentru că oricând mai încăpea cineva. În acest grup al filozofilor de la Răspântii, cum zicea un ziarist interbelic în Patria, filozofii ageri ai Răspântiilor. Relația cu Echinoxul și cu ulterior cu formația de teatru care s-a închegat în jurul revistei, relația aceasta nu era numai una strict literară și artistică, era și una umană foarte accentuată. Îi plăcea foarte mult, îl atrăgea aspectul acesta de actorie în existență și a fost foarte, foarte satisfăcut când grupul acesta de tineri de la Echinox a început să-și arate
potențialitățile acestea de teatru, nu numai de teatru în, pe scenă, într-o formă de teatru de amator, dar de teatru făcut în redacție, pe stradă, în cafenele, în facultate. Într-o vitrină, inscripția "Vindem ceasuri în stare de funcționare." Râd. Apoi propoziția îmi apare de plin logică. Totul începe să nu mai funcționeze, încât ceasurile astea pot revendica acest strigăt de înfrângere a prezentului. Luni 12, premiera cu piesa lui Ionescu, englezește fără profesor, la Casa Studenților, luată literalmente cu asalt. Asta cred că avea și un rol catartic într-o vreme atât de întunecată, vreme atât de rigidă și lipsită de umor, și găseam destule victime, ba de obtuzitate, ba de prostie, și nu ne feream, nu evitam să le atacăm în tot felul de forme de acestea de joc. Procesul unei izolări ubuiești continuă în ritm accelerat. O recapitulare a nedreptăților ce mi s-au făcut în ultimii 14 ani. În 1969, nu sunt lăsat să-mi reiau postul de la Köln. În vara lui 70, sunt obligat să mă întorc definitiv acasă. În 1971, abia întors, sunt debarcat de la catedră. Între 1973 1977, nu mi se mai permite să ies din țară. Abia în 1980 reușesc să revăd Occidentul. Între timp, respins de două ori pentru titlul de conducător de doctorat. În fine, acum, respingerea de la șefia vacantă de catedră. Tata a avut o coloană vertebrală extraordinară din toate punctele de vedere, dar în mod special din punct de vedere profesional. Deci el nu și-a trădat niciodată profesia. Pentru el nu exista decât alb sau negru, nu exista că cineva era prieten și să scrie frumos despre cartea lui. Deci la el lucrurile erau clar. Profesia stătea în fața orice așa prieteniei și a rudelor. În cadrul acestei ținute profesionale foarte înalte, el de asemenea nu s-a mânjit niciodată prin a scrie pentru publicațiile politice, dar era permanent sub asediu. Deci săptămânal erau telefoane de la Scânteia care îl rugau: domnule profesor, scrieți ceva cu ocazia zilei de naștere a conducătorului sau cu ocazia congresului nu știu care. Ieri de serviciu la rectorat, de la 15 la 22. Încerc cu dificultate să scriu cronica la Richard. Până pe la 21 reușesc să scriu 4 pagini, nu prea mulțumit însă de rezultat. Noroc că telefonul mi-a dat pace, n-a sunat decât de 2 ori. Liniștea clădirii devine însă, odată cu lăsarea întunericului, sinistră. Înainte de 22 ies, simt un soi de opresiune. Am mereu senzația că foștii rectori bântuie pe aici precum fantomele lui Shakespeare. Nivelul universității poate fi măsurat cu termometrul însemnărilor din registrul celor de serviciu la rectorat, toți fiind cadre universitare. Câteva note grăitoare pentru climat. 12.03.1983. Control telefonic securitate. Numele nu l-a spus. A întrebat de numele off de servici și o închis telefonul, urându-mi servici bun. Ora 24:45. Restul timpului am dormit. 15 mai. De 2 ore a sunat telefonul în cabinetul rectorului, unde n-am avut acces, ușa fiind încuiată.
l-am lăsat să sune. 19 iulie. A trecut această noapte fără întâmplări demne de a fi semnalate aici. Citat la miliție pentru mașina de scris. Mi se dă un formular. Trebuie să-l batem în 2 exemplare pe rând. În aceeași sală, zeci de oameni cu figuri prelungite, ușor speriați sau plictisiți, morocănoși, aspect de anticamera unui lagăr. Într-o hărmălaie de nedescris. Ies cu dureri de cap. Autorizația ni se va da într-o zi, două, ni s-au reținut buletinele. Ieșind, îmi zic că asemenea măsuri au un rost psihologic de tocire a oricărei rezistențe și de obișnuire graduală a conștiinței cu umilința și supunerea fără trecuire, anulând voința. Era un om complex. Nu-l putem înrăma nicăieri într-un portret definitiv și încremenit. Făcea parte din umanitatea lui complexă și complicată, pentru că era un om cu meandre, cu labirinturi interioare, cu umbre, cu penumbre, cu un joc extrem de complicat al luminilor, nu, și scăderilor de lumină, să zicem, unei ființe care problematiza. Toate lucrurile ticăloase care se întâmplau în jurul său le înregistra. Însă dacă citiți foarte atent jurnalul, veți vedea că acestea sunt ca un soi de mâl și din care iar răsare la suprafață o însemnare despre un lucru bun, legat de o carte de un om, un lucru bun, un lucru senin și luminos, pentru că Mircea Zaciu, am avut eu totdeauna acest sentiment, era un om care ținea să nu se lase copleșit. Tata și-a dorit foarte mult să ne realizăm și eu și sora mea și înțelegea că la vremea respectivă nu te puteai realiza în România și și-a dorit foarte mult pentru noi să ne realizăm în străinătate. Eu și cu sora mea am mers la școală împreună, eu cu 6 ani, ea cu 7 ani. Și am terminat școala împreună, am dat admitere la facultate în același an, în 81. Și în 81 tata și cu sora mea au reușit să plece în Israel. Și a fost organizat de rudele din Germania, de unchiul meu din Germania, ca ei să plece după aceea din Israel în Germania. Însă sora mea nu a mai vrut, după admiterea foarte dificilă la medicină, unde a intrat, dacă bine mi-amintesc, a 10-a pe listă, i-a părut rău cumva să se ducă în Germania. Așa că s-au întors. Dar dorința a rămas și am încercat după aceea eu cu tata să plecăm. Nu am primit pașaport. În 84 am plecat să cu mama și atunci am rămas. Azi dimineață la 5.40, plecarea Corinei și a lui Radu. Balt Orient Express are 20 de minute întârziere. Peron plin de lume, aglomerație, senzație de frig și de război. Vine trenul, busculadă, urcare dificilă, găsim compartimentul. Mă neacă plânsul, cobor. Mai rămân la geam să-i văd instalați. O senzație de vertij pe peron. Încă un rămas bun. Trenul pleacă și ne facem semne. Îmi nec lacrimile. Cine știe când și dacă ne vom mai revedea. Ies din gară amețit. Simt nevoia să merg mult pe jos. Dimineață liberă, oarbă. Azi nu am de asistat la proba de admitere. Vine Rozalia la curățat. Timpul trece cu dereticatul și pregătirea mesei. După, calculez cam pe unde au ajuns.
avusese mari emoții în jurul orei 9. Să nu-i întoarcă de la graniță, obsesia Corinei. Nu s-a întâmplat nimic. A fost ceva schizoid, evident, în povestea aceasta. Familia acolo, el era cu tot ce ținea de spiritualitatea sa legat de cultura română, de literatura română. Nu putea să trădeze acest teritoriu, să zic așa. Și atunci a făcut această navetă destul de păcătoasă între Occident și România. Acolo se simțea mizerabil și ducea dorul plaiului românesc. Aici se simțea copleșit de mizerie, de atacuri, de o atmosferă destul de încărcată și vroia să evadeze. Toată după masa extremă nervozitate. Lucrat la dicționar cu Aurel și Marian, vine și Gheran, discuții inutile. Simt deodată tot derizoriu acestor zbateri. Tot n-am să văd încheiată opera asta. Am trudit 10 ani degeaba. Momentul dicționarului scriitorilor români a fost unul dintre cele mai tensionate, semnificativ tensionate din viața profesorului Mircea Zaciu, a scriitorului Mircea Zaciu, a coordonatorului în calitate de istorie literară acestei mari perspective asupra literaturii române pe care o propunea dicționarul. Știți că începuse mai devreme cu micul dicționar al scriitorilor români prin 1978, într-o primă variantă. Am colaborat și eu atunci la el, am continuat colaborarea și la dicționarul mare al scriitorilor români. Activitatea la ceea ce urma să fie dicționarul scriitorilor români a început în 1982. Inițiativa a aparținut editurii științifice și enciclopedice. A apelat la noi, la clujeni, și s-a construit acest colectiv, în primul rând, cu specialiști din... Am încercat să acoperim și toate zonele de cultură din țară. De la Cluj, de la București, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, și alte orașe. Dar se știe acum, și a fost chiar un întreg scandal cu dezbateri foarte fierbinți în presă și mai degrabă în, sau mai mult în culisele ei, că dicționarul a fost blocat. Să plecăm de la o realitate, exista o instituție de cenzură, exista un Consiliu al Culturii și Educației Socialiste, erau structuri de control și supraveghere, deci ce avea să întâmple cu marea masă aproape a scriitorilor din exil, o problemă pe care trebuia să o depășim. O altă problemă era a multor scriitori aparținând dreptei literare românești. O altă problemă erau destinele frânte ale celor care scriau, trăiau într-o cultură română, dar își începuseră activitatea literară în Moldova sovietică. Acest dicționar, care era o operă, era prima operă de amploare, nu consacrată întregii literaturi române după dicționarul de la Iași, pe care nu trebuie să-l uităm, dar care a fost și el întrerupt la anul 1900, era primul angajament major, deci, în construirea unei perspective largi, unitare, sub raport metodic și critic asupra întregii literaturi române. Dicționarul se făcea în sufrageria lui și veneau de la București Nicolae Gheran și Gheorghe Pienescu de la editură și mai erau acolo Papa Hagi, Aurel Sasu, uneori Ion Pop. Se lucrau articolele revenite în Cluj după o precenzură, se lucrau direct, adică băteam la mașină schimbând anumite fraze din articolele de dicționar,
tăiam cu foarfeca vechile fraze, lipeam noile fraze pe vechea hârtie. De-aia cred că foarte multe din articole în forma lor originară nu mai există, pentru că lucrurile cenzurate le aruncam la gunoi. Gheran a plecat azi cu avionul de după masă. A dus cu el manuscrisul dicționarului. I-am spus la despărțire că e ultimul meu efort. Oricum să-i transmită lui Doxy că nu accept nicio modificare a prefeței. Scandalul neapariției dicționarului ar putea să fie chiar mai mare decât cel pe care îl bănuiau ei și de care nu știu de ce se temeau atâta de după apariție. Gândiți-vă la un singur lucru. Cam după 1983-84 începe un fel, poate cuvântul este prea pretențios, o emigrare masivă a scriitorilor din România. Plecarea aceasta a scriitorilor a creat o problemă pe care noi nu am avut cum să o depășim. De la o corectură la alta, noi trebuia să refacem paginația. La 2000 de pagini. De la o săptămână la alta, nu puteam rezolva problema multora. Dar și cele rezolvate, să spunem, un Eugen Ionescu sau un Cioran sau un Ștefan Baciu, deveneau probleme, pentru că de la o săptămână la alta puteau să vorbească la Europa Liberă sau la Voice of America. Și au vorbit. Și în clipa aceea era o problemă overnight. Deci, de la o zi la alta, ni se comunica cum ni s-a comunicat. Scoaterea lui Baciu, scoaterea lui Dorin Tudoran, oameni implicați politic la un moment dat în această bătălie surdă cu un regim autoritar. La Consiliu, dicționarul, fac istoricul. În 1983, predat editurii. Aprilie 1984, la Beatle, pauză. Mai 1984, la Ștefănescu, nouă pauză. Iunie, referatul lui Ion Brad și reacția speriată a lui Doxănescu. 7 iulie, discuția de la Doxănescu. 11 iulie, scrisoarea către Ștefănescu. 13 iulie, ședința de birou la Uniune, cu intervenția lui Paller și riposta deplasată a lui Radu Constantinescu, care dezinformează pe cei de față. RC susținea că noi, coordonatorii, am fi chiar mulțumit CCS pentru observații și rezerve. Dar unde este logica? Dacă ar fi fost cum pretindea CCS, lucrarea astfel îmbălsămată ar fi fost de mult trimisă la tipar. Dar nici până în această toamnă nu s-a întâmplat așa ceva. Acum, noi promisiuni! În istoria aceasta nefericită au fost implicate toate marile personaje, să le spunem așa, ale sistemului politic dictatorial. De la Nicolae Ceaușescu, Traian Ștefănescu, directorul editurii Mircea Mânciu, mereu alături de noi și solidari cu noi, cei doi redactori, Nicolae Gheran și Gheorghe Pienescu, din sfera politicii, tot ce a putut fi persoană, personaj, căruia ne-am putut adresa la un moment dat. Petru Ienache, fost secretar al Comitetului Central, și alții. Cred că a fost cea mai mare dramă a vieții lui, alături de cea familială în aceste împărțiri tăiate de granițe, atunci greu de sărit. Și tare mă tem că acest lucru i-a și grăbit sfârșitul, pentru că au fost ani extrem de agitați. Extrem de agitați și această stare de alertă permanentă se vede și din jurnalul lui. Cartea a fost topită într-un tiraj de peste 30.000 de exemplare. Deci peste noapte ea s-a lucrat aici, pentru că nu era la îndemână la întreprinderea poligrafică din Cluj. După două zile, noi, încă stând într-o așteptare, credeam noi, constructivă,
am fost anunțați, cartea nu mai există. Cum adică nu mai există? Pentru că se culegeam plumb, știți noastră. Erau stive uriașe, săli întregi de plăci de plumb. Nu mai există. S-a topit și unii au spus că plumbul acela a fost dus la Casa Popoarelui pentru acei pereți de rezistență sau, cum se spune, anti-atomic. Lupta sa erau cărțile, erau proiectele lui Mar și era această asistență. Să vezi ce trebuie făcut, să vezi ce este important. Ce este important pentru literatura română, ce este important pentru scrisul românesc, ce este important pentru o țară întreagă. Ce merită să faci ca să rămână, să fie și să nu se piardă. Colecția Restituiri a debutat la editura Dacia, practic în martie 1972. Profesorul Mircea Zaciu, împreună cu directorul de atunci al editurii, poetul Alexandru Căpraru, au pus temeiurile acestei colecții. Rostul ei era să restituie opere ale unor scritori necunoscuți, opere mai puțin importante sau mai puțin cunoscute ale unor mari scritori și nume deja mari ale literaturii române, sau să readucă în circulație opere mai puțin cunoscute ale unor scritori importanți. Au apărut timp de 12 ani, între 1972 și 1985, exact 80 de titluri. Mircea Zaciu era coordonatorul colecției și supraveghetorul, ca să zic așa, științific a ceea ce se întâmpla cu volumele respective, pentru că alcătuitorii edițiilor, prefațatorii, semnatarii notelor asupra edițiilor, notelor eventual care însoțeau textul, notelor explicative, erau tineri cercetători, tineri literați, tineri critici literari, unii studenți încă pe vremea aceea, în orice caz toți foarte tineri, care în acest fel aveau prilejul să facă o școală de editare. Am și făcut un curs special despre jurnalul intim și vrea să publice lucrări ale studenților săi în colecția Restituiri a editurii Dacia. Numai că s-a întâmplat să desfințeze acea serie de restituiri și n-a mai ajuns să-și îndeplinească acest proiect, deși câțiva dintre participanții la acest curs, cred că Ion Simuț, Ștefan Borbei și încă vreo câțiva, au reușit totuși să fie antrenați făcând prefețe la câteva dintre aceste volume foarte importante, care în timp au oferit o colecție interesantă, semnificativă, de cărți mai puțin circulate și care cereau o reeditare. În 1985, când deja se împlineau 20 de ani de la venirea lui Ceaușescu la putere, atunci Tartorul, cum îi spune profesorul în mai multe locuri din jurnalul său Culturii Române de atunci, a literaturii române, Mihai Dulea, care fusese vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste și care răspundea de editură, inclusiv de editura Dacia, socotea că nu mai e nimic de restituit, pentru că 20 de ani s-a restituit tot. Tot ce era important în cultura română era deja tipărit, ceea ce era evident fals. În realitate, era vorba de o teamă a oficialităților culturale că, pe lângă lucrurile pe care ei le puteau controla, o să vină și alte lucruri dintre cele pe care ei nu aveau cum să le controleze. Eugen Ionescu, imediat ce ni se promite raiul pe pământ,
putem fi siguri că intrăm în infern. Pe vagoanele trenului Baia Mare-București ar fi fost scris: Ceaușescu, nu fi prost, lasă pâinea cum a fost. Ger, restricțiile de gaze și complicațiile mele îmi dau un frig continuu. Stau la masa de scris cu o mesadă de blană și cu cizme. Am înfățișarea unui rus din secolul XIX. A fost interzis spectacolul studenților cu piesa lui Caragiale. Scriitorul a devenit indezirabil și orice activist mărunt își permite să vorbească despre ăla care râdea de noi. Eugen, întors din capitală, îmi povestește că arată îngrozitor, înnecată în noroaie, mizerie, întuneric. Lumea a început să se resimtă nervos, îngrijorător, se și pleacă în număr mare. Despre Norman Manea nicio veste, ca și despre soții Raicu. În 88 a venit și tata în vizită. Noi eram convinși că va rămâne. Eu eram în ultimul an la matematică și aș fi putut să fac un doctorat în matematică, dar, mă rog, situația noastră financiară nu era strălucită, doar mama lucra și deci l-am întrebat pe tata: rămâi, poți să ne ajuți? Și a spus: dacă rămân acum, pierd tot la ce am muncit anii aceștia. Explozia unei bombe, scrisoarea deschisă a celor șase, comentariile curg. Nimic precis încă, dar lumea se declară reconfortată. Zi bramburită. Ascultat scrisoarea lui Dan Deșliu, foarte dură. Absurdul multilateral dezvoltat. Președintele care își închipuie că e proprietarul întregii țări. Ascultat abia azi dimineață interviul lui Mircea. În răstimpul râdeam singur de formulările lui pline de spirit, dar la urmă, mai ales la fraza finală, mi-a stârnit un plâns brusc. Seara, Adrian Popescu îmi telefonează că Steinhardt a murit subit ieri. Duminică va fi înmormântarea. Insistă să merg. Pleacă de la Asociația Clujană un autocar. Nu mai notez pe zile. Scriu tot mai rar, mai fără chef. Cursuri, ședințe de catedră, nimic important. Stare ciudată de tensiune și așteptare a ceva. La concert. Seara, străzile devin lugubre. Patrule. Nimic. Tensiune nervoasă. Ceva se petrece la Timișoara. Radio, vești vagi. Două zile agitate. Strigăte, împușcături dese, vacar și un zgomot înfundat de mașini. Taburile. Mă îmbrac în panică. Îmi repet mecanic doar atât. A început și aici. A început. Acesta este sfârșitul. Acesta este noul început. În 89 a venit revoluția, după care a fost recunoscut așa cum a meritat. Apogeul fiind și ceea ce l-a mulțumit, cred, cel mai mult a fost că a devenit membru al Academiei. După Revoluție, când a revenit, să zic așa, cu speranțe uriașe, cu iluzii foarte mari, țin minte că ne-am întâlnit la prima ședință de la Uniunea Scriitorilor. Noi nu eram membri, nu aveam decât câte o carte, abia reușisem să publicăm
câte o cărticică prin anii 80, dar cei care au ajuns în fruntea Uniunii, Ulicie, Dinescu și ceilalți, ne-au primit angroi. Și ne-am întâlnit atunci cu Monica Lovinescu, cu Virgil Ierunca. El ne-a luat de mânuță, ne-a dus, ne-a prezentat. Am încercat să îi stimulez și să îi sprijin pe tinerii care mi-au fost în preajmă și în care am crezut și în care cred în continuare și dintre care, așa cum spunea Geta Demisianu, foarte mulți s-au afirmat strălucit în cultura română. Astăzi sunt cei mai buni de la Universitatea din Cluj. Nu vorbesc numai de Universitatea din Cluj, dar sunt răspândiți în toată țara, da. Vedeți. Și în asta și sunt pe la diverse redacții de reviste. Nu ți impunea niciodată propriile lui păreri. De asta s-a dezvoltat așa de bine în jurul lui creativitatea celorlalți. Pentru că îți dădea o totală libertate de a gândi. Locul meu simțeam că este aici, că eu numai în cultura asta pot să trăiesc, numai respirând această atmosferă a vieții literare în deose, mai puțin în acele universitare, că v-am spus că m-a dezamăgit din ce în ce mai mult, pot să mă afirm în continuare și pot să dau cât mai mă țin puterile în această viață. Că odată desțărat, rup toate punțile și acum am optat pentru această soluție amfibie. Trăiesc într-un anumit sezon de iarnă, când rigorile anotimpului nu mai permit sănătatea să le suport aici, dar îndată ce se face primăvară, eu alerg în dărât la acest carnaval balcanic. Astăzi, înțelegând prin ce a trecut și citind jurnalul și discutând cu el în anii 90 diverse lucruri, am înțeles mai bine. Inițial am crezut că este vârsta. Omul când îmbătrânește devine mai liniștit, dar cred că este realizarea profesională, recunoașterea profesională care i-a adus liniștea în anii 90.